Bună seara, doamnelor și domnilor! Suntem la o nouă ediție a emisiunii Cutia Neagră, astăzi cu ministra Educației și Cercetării, doamna Liliana Nicolaescu-Onofrei. Culturii și Cercetării, Educației, Culturii și Cercetării, da. Liliana Nicolaescu-Onofrei, doamna ministră, bună seara, bine ați venit la noi. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Tradițional, ca și în celelalte ediții ale emisiunii cu ceilalți miniștri, am să încep discuția de la dezoligarhizare și de la, corupție, da? Și prima întrebare este... Ce scheme de corupție ați depistat dumneavoastră în educație? Bănuiesc că ați depistat, pentru că cel puțin multe dintre întrebările care au venit la noi pentru emisiunea de astăzi sunt legate tocmai de corupția în educație. Dumneavoastră deja cunoașteți o situație certă de problemă pe care ați discutat-o și cu domnul ministru Brânzan, pentru că acest proiect fraudulos cu Arena Națională Chișinău, din păcate, a fost chiar girat, dacă vreți, de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. E un minister cu un portofoliu foarte amplu, deci educație, cultură, cercetare, tineret și sport. Și, din păcate, pe fiecare dintre aceste domenii putem vorbi despre probleme în ceea ce privește gestionarea banilor publici. Cele mai grave lucruri pe care le-ați descoperit? În acest timp, de când am început să lucrăm cu colegii, am putut vedea neregularități și probleme serioase acolo unde este vorba de lipsă de criterii pentru finanțarea din banii publici. Și din acest punct de vedere avem anumite probleme pe domeniul sport, pentru că este vorba de lipsă de claritate pe criteriile de finanțare a federațiilor sportive. De ce exact ați descoperit? Deci am descoperit în momentul în care zicem lipsă de criterii, deci în Republica Moldova, fiind acum și într-un an preolimpic, deci în anul viitor va fi Olimpiada la Tokyo, nu este clar cum s-a finanțat până acum domeniul, fără să se țină cont de probele la care noi putem să ne calificăm. Deocamdată avem doar 6 sportivi calificați. Ar fi cazul să se lucreze pentru ca să se reușească calificare. Am putut să observ că finanțarea pe domeniile acoperite de federațiile sportive s-a făcut nu neapărat la activitățile la care trebuie să meargă sportivii pentru a se califica, ci în unele cazuri am fi putut zice că sunt activități de turism sportiv, dacă vreți. Și acum colegul meu, secretar de stat pe domeniu, încearcă să pătrundă foarte serios pentru ca să putem redresa situația în acest domeniu. De asemenea, dacă pot să menționez, de asemenea este foarte important să ne aplecăm serios și la modul în care se face finanțarea pe domeniul cultură. Am avut deja câteva discuții și întâlniri publice cu cei interesați de domeniu și cu actanții, dacă doriți, din acest domeniu. Deci și aici este nevoie de transparență, în primul rând, dar și de claritate. Cum se finanțează proiectele culturale, în ce mod? Un element, de exemplu, care am putut să-l vedem deocamdată, este situația în care instituții care sunt în subordinea Ministerului, instituții de stat, în care lumea este salarizată, atunci când participă la activități publice, mai sunt salarizați și suplimentar. Și aici este o întrebare, da? De ce se face acest lucru? Sau în care cazuri este cazul să fie un supliment la salariu și în care nu? Dacă vorbim de domeniul educație, nu aș putea să vorbesc despre scheme de corupție, dar educație și cercetare. Foarte de curând a fost aprobat și Programul Național pentru Cercetare și Inovare cu domenii distincte de prioritate. Poate cei care ne privesc cunosc, dar până nu demult, institutele de cercetare erau în gestiunea Academiei de Științe și tot Academia de Științe a Republicii Moldova gestiona și fondurile și decidea ce și cum finanțează. Acum, având acest program național, cred că vom putea deja să canalizăm în alt mod, pe bază de concursuri, partea de finanțare pentru cercetare. Apropo, pentru că ați vorbit despre cercetare, una dintre întrebările care venise din partea telespectatorilor ține tocmai de finanțarea institutelor de cercetare și ce semnalează oamenii din domeniu este că din septembrie oamenii rămân fără salarii în aceste instituții de cercetare. Nu știu de ce ei au acest mesaj și întreabă ce soluție pentru finanțarea instituțiilor de cercetare aveți.
Soluția a fost deja enunțată de colega noastră, doamna Gavriliță, ministrul finanțelor. Bănuiesc că oamenii vorbesc despre această perioadă din simplu motiv că precedenta guvernare, atunci când a adoptat legea salarizării unitare în sistemul bugetar, de fapt a adoptat-o după legea bugetului, nepunând cei mai mult de un miliard și jumătate de milioane de lei pentru salarizarea în sistemul bugetar. Or, Ministerul Finanțelor și întreg guvernul a făcut eforturi susținute. Acum deja avem rectificarea de buget în primă lectură și Parlamentul urmează să o adopte și în a doua lectură. Deci partea de salarii, în mod cert, va fi acoperită. Haideți, de aceea aici este deci și un nu există motiv de manipulare. Nu este motiv de pentru partea primire. De salarizare, nu. Da. Dar pentru partea de gestiune eficientă a banilor deja, pentru ce se finanțează și cum se va finanța în continuare, sigur că trebuie să muncim cu toții pentru ca să asigurăm o bună gestiune a banului public. Eu în principiu mi-am construit un pic altfel emisiunea, dar pentru că dumneavoastră ați început cu sportul, am să merg pe tocmai pe modul în care eu îl cunosc mai puțin. Da, dar pe care dumneavoastră l-ați invocat primul. Da. Și am câteva întrebări. În primul rând, spuneți-mi dacă ați sesizat, dacă din bugetele ministerului pe care îl gestionați au fost făcute viramente sau finanțări pentru Comitetul Național Olimpic, pentru că nu este în general clar cum se finanțează și ce face cu banii acest comitet. Aici există, din păcate, o experiență destul de proastă și nu e vorba doar de Comitetul Național Olimpic, dar și de federații, cum ziceam, da. Și de Centrul Național pentru Pregătirea Loturilor Olimpice. Din păcate, pe acest domeniu, partea cu disciplina financiară și de raportare este foarte și foarte proastă și de aceea efortul nostru acum este pentru ca să putem să audităm tot ce înseamnă gestiunea banului public în acest sector. Un exemplu foarte... Un audit la Comitetul Național Olimpic poate fi făcut? Poate fi făcut și este poate bine poate cere să Ministerul făcut, Educației? Dar, bineînțeles, și nu doar Ministerul Educației. Inspecție financiară se poate solicita fără îndoială, dar vroiam să dau un exemplu de o situație care mie mi s-a părut absolut abominabilă și poate... Cei care ne privesc cunosc, pentru că a fost deja această informație în spațiul public, atunci când și deputații din Parlament, din Comisia de Profil, s-au sesizat și au fost la Centrul Național pentru Pregătirea Loturilor Olimpice. S-a adeverit că acolo există o sală de peste 200 de metri pătrați, care este arendată doar cu 1600 de lei pe lună. E fostul deputat Constantin Țuțu. Țuțu și acoliții săi. Ce s-a întâmplat? În situația în care, în gestiunea centrului, este și căminul pentru sportivii noștri și care este într-o situație deplorabilă și pentru care centrul respectiv solicită fonduri suplimentare de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, pentru care trebuie să depunem un efort foarte mare ca să le găsim. Dar amenajarea, ca să înțelegem, amenajarea acestui club de sport, de luptători al lui Țuțu, s-a făcut din bani publici sau din banii lui? Din câte am înțeles, banii pentru amenajare sunt alții. Da. Dar simplu fapt că un asemenea spațiu de o mărime considerabilă se dă în arendă cu bani atât de puțini. Și deci... ce s-a făcut după asta, doamnă ministru? S-a reziliat contractul? Continuă să fie sala de luptători a lui Țuțu acolo sau deci nu? Deci ceea ce vom face noi acum și nu doar în această situație, dar și în toate cazurile în care există contracte de locațiune, vom examina situația, pentru că există niște reglementări cum anume se poate da în locațiune și care trebuie să fie parametri și vom interveni, bineînțeles. Bun, dar avem acest caz concret. Dumneavoastră spuneți că îl știați înainte ca să fie făcut public de deputați? Nu, nu, nu. Atunci ați... Nu. Atunci noi am discutat despre aceasta. Acum echipa noastră este fortificată cu un secretar de stat responsabil pe domeniul tineret și sport. Și prima activitate a dumnealui după recenta numire este tocmai examinarea acestor situații și deja luarea de măsuri în consecință. Adică în curând să înțelegem că va fi reziliat acest contract? În mod sigur, pentru că este întocmit în condiții absolut... Mai sunt și alte astfel de cazuri? Bănuim că da, dar va trebui să ne aplicăm cu foarte multă seriozitate. Mai există situații, iarăși, care țin de același domeniu, cu școlile sportive care se află sau sunt în spațiul care se numește manej pentru toată lumea. Da, și acesta a fost trecut din jurisdicția, din gestiunea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării la Agenția Proprietății Publice și acum școlile sportive sunt nevoite să achite bani serioși pentru
arendă acestui spațiu. Ori nu știu care au fost intențiile guvernării, deci urmează să vedem și aici, și nu doar noi, pentru că aici este vorba deja de control guvernamental și corpul de control al primului ministru se va implica, pentru că probabil intenția a fost să se privatizeze acest spațiu. Altfel, de ce ar fi fost trecut în gestiune și acum școlile, care sunt tot ale statului, trebuie să plătească o arendă serioasă. Spuneți-vă, rog, dar aceste federații de lupte îndrăgite de domnul Plahotniuc și domnul Dorin Damir au mai beneficiat și de alte privilegii din partea statului? Federațiile respective, cluburile lor. Cluburile lor sunt un pic altceva. Cred că intenția cea mai serioasă era pentru proiectul Arena Chișinău, ca să fie exact un spațiu în care... De finanțare de la stat, de exemplu, această FEI a beneficiat sau nu? Nu a beneficiat. Din câte cunosc eu, nu. Putem să verificăm încă o dată, dar din câte cunosc este o altă... O altă întrebare legată de terenurile înstrăinate de lângă școlile sportive. Ce veți face, dacă aveți un plan de acțiune, ce veți face cu ele? Deci și pe acest aspect, și din păcate nu doar terenurile de la școlile sportive, pentru că noi suntem într-un litigiu în continuare cu terenul de la școala de tenis. Da. Eu sper să câștigăm acest litigiu. Peste tot este nevoie din inventariere și, din păcate, nu este vorba doar de terenuri. Este vorba chiar de bunuri care se află în proprietatea instituțiilor și nu întotdeauna sunt înregistrate cadastral. Aici cred că avem o problemă nu doar pe sectorul educației, dar în general. Da. Bun, sunt și licee, nu neapărat sportive, care și-au înstrăinat terenurile. Cel puțin un caz semnalat de presă a fost cel al liceului Vasile Alexandri din Chișinău, pe terenul fostului, pe fostul teren de sport acestui liceu, acum se află casele câtorva judecători și procurori. Aici e o problemă foarte serioasă, la care primăria Chișinău a fost atenționată și sesizată nu odată, pentru că atunci când este vorba de instituțiile din jurisdicția apeleurilor, deci apele de nivelul 2 sau primăria Chișinău în cazul concret, este chiar de datoria dumnealor să acționeze foarte dur în toate aceste situații și bineînțeles că este foarte trist atunci când pe terenurile aferente instituțiilor educaționale sunt asemenea construcții sau când se distrug terenurile sportive pentru ca să se construiască. Dar dacă nu acționează autoritățile, nu se autosesizează, nu încearcă să rezolve problema, se poate implica ministerul? Și ministerul pentru a proteja interesele... Și ministerul poate face asemenea sesizări în instanțe, dar mai mult decât atât și comunitatea trebuie să pună umărul, pentru că aici chiar este cazul. Comunitatea poate pune umărul doar sesizând aceste ilegalități. Altceva comunitatea nu poate face, pentru că trebuie să intervină instituțiile de stat. Corect. Corect. Dar comunitatea poate semnala, comunitatea poate pune presiune și, evident, în cazul în care nu reacționează primăria, ce să zic, este cazul să alegem, corect, când se va ajunge la alegerea autorității. Vreau să mergem acum pe domeniul educației, învățământului, pentru că aici am cele mai multe întrebări. Cea mai des adresată întrebare ține de eliminarea plăților neformale în școli și eliminarea corupției, reparații, fundații, asociații, zile de naștere, matinee. Asta cumva a devenit o normalitate în Republica Moldova, chiar dacă cam în toate școlile, cam în toate grădinițele, vedem afișate mesajele, nu interzicem plățile neformale, interzicem cadourile de sărbători, nu știu ce, astea oricum se percep, astea oricum se dau. Cum faceți ca să depășim această tradiție vicioasă? Evident că, așa cum ziceți dumneavoastră, nu sunt suficiente doar aceste acțiuni, doar aceste măsuri. În fiecare an, Ministerul Educației, înainte de începerea anului școlar, chiar în dricul verii, de obicei emite un ordin prin care încă o dată interzice și atenționează la interdicția cu privire. Da, dar asta deja a devenit un refren pe care nimeni nu-l ascultă. De fiecare dată când discutăm cu colegii, șefii direcțiilor de învățământ din teritoriu, atenționăm și mai mult decât atât, dumnealor sunt responsabili și de implementarea unui plan de acțiune sectorial, planul de acțiune anticorupție, pe care toate direcțiile de învățământ sunt obligate să-l implementeze și să raporteze. Aveți dreptate, când e vorba de implementare, pentru că ordine și planuri și
acțiuni planificate pot să fie multe. Când e vorba de implementare, ne ciocnim de un anumit grad de, aș zice eu... Toleranță. Nu neapărat toleranță, o anumită limitare, nu limitare, dar un grad scăzut de responsabilitate publică, dacă vreți, pentru că, bine, în toate direcțiile de învățământ cred că putem găsi exemple, dar chiar direcția de învățământ Chișinău, din 10 ultimele sesizări cu privire la colectarea de fonduri în mod ilicit, cred că din 10 verificate de direcția de învățământ Chișinău nu s-au găsit probe pentru nici o situație. Dacă vă Dar haideți să ne gândim altfel. Dar ce se întâmplă atunci când cetățenii semnalează astfel de cazuri? Se întreprind măsuri? Adică în ce măsură este motivat cetățeanul să semnaleze? Fiți de acord, este destul de sensibil acest subiect, gândindu-te că îți expui copilul, da? Nu te expui tu, dar copilul tău. Și atunci când tu ai curajul, semnalezi și nu se întâmplă nimic decât este stigmatizat copilul după asta când merge la școală sau grădiniță. Deci cum îi încurajați pe oameni să... Evident că ne-am dorit foarte mult ca oamenii să fie foarte curajoși. Din punctul acesta de vedere, eu personal am avut și o experiență mai puțin încurajatoare pentru că am văzut foarte multă lipsă de solidaritate. În momentul în care nu mă afectează pe mine o problemă sau alta, și pot să dau exemple concrete, din păcate, care țin de politizarea sistemului, atunci când directori de școală sau cadre didactice au fost siliți să semneze pentru un candidat anumit, au fost amenințați că vor fi dați afară din lucru, nu am văzut o manifestare solidară a tuturor celor din educație care să iasă în stradă și să zică, păi ne veți da afară pe toți? Deci există acest grad de frică, probabil, sau, bine, lipsă de curaj în unele cazuri, nesiguranță că lucrurile pot să se întâmple corect. Noi ar trebui să fim mult mai solidari. În afară de aceasta, există și percepția cumva că ministerul este cel care poate rezolva. Obligațiuni de rezolvare a acestor cazuri o au în primul rând autoritățile locale, bineînțeles, direcțiile de învățământ, bineînțeles, și în momentul în care oamenii nu văd o reacție adecvată de acolo, sigur că sesizează ministerul. Aici este important însă să fie sesizate și organele de cercetare. Deci atunci când este vorba de cazuri concrete care pot fi probate și nu ne temem să venim direct și să fim în calitate de martori sau să demonstrăm probe, sigur că ar fi poate șanse mai multe pentru remediere, dacă ne gândim că și organele de cercetare... Asta e, știți, doamnă ministru, probabil că dacă ar fi exemple de penalizare astfel de practici, câteva, cel puțin, asta cumva ar descuraja aceste practici, pentru că nimeni nu vrea să-și riște serviciu, libertatea chiar, luând că, acum să fim foarte sinceri, chiar dacă e vorba de sume mari în general despre corupția în educație, sumele care per caz sunt luate sunt foarte mici față de corupția din alte domenii unde se ia mită zeci de mii de euro. Aici e vorba de sume mult mai mici. Ca pondere în general, sigur că este dat fiind faptul că sunt mai mulți copii. Dar noi totuși avem exemple cum de bune. Deci avem exemple de bune practici. Ceea ce s-a întâmplat în 2013, atunci când s-a intervenit pe sistemul de evaluare și pe bacalaureat, a demonstrat că în momentul în care se introduc mecanisme foarte certe, foarte clare și cu repercusiuni în cazul în care îndrăznești să încalci, fie că dai, fie că încerci să iei, s-a văzut clar și asta a fost și în rapoartele instituțiilor internaționale, că a scăzut nivelul de educație informale în educație. Ceea ce s-a întâmplat la BAC, trebuie să recunosc că a demonstrat că se poate. Da? Deci, practicile eliminate prin modificările operate la examenele de BAC a demonstrat că se poate elimina acest fenomen al corupției. Totuși, el nu a ajuns în general în școli. Deci, întrebarea mea, dacă aveți un plan de acțiuni, cu ce acțiuni concrete veniți ca să se mai teamă părinții să dea mită, să se mai teamă profesorii să ia aceste plăți, să se mai teamă administrației liceilor și grădiniților să perceapă taxe pentru, nu știu, trebuie schimbat geamul, trebuie curge acoperișul, în fiecare an trebuie schimbat acoperișul. Evident că partea importantă este și, din păcate, iarăși, nu s-a acționat în timpul cuvenit pe acest domeniu. Codul educației prevede stabilirea unui standard foarte clar, deci nivelul standard de servicii educaționale acoperite de stat.
prin care să se stabilească foarte clar asta este ceea ce acoperă statul, da. Iată, astea sunt necesitățile, asta este tot ce acoperă statul. Dar este cine acoperă? Orice lucru care s-ar mai dori, care ar putea să fie activități extracurriculare de un anumit gen pe care statul nu poate să și-l permită, orice lucru pentru care ar putea școlile să inițieze, începând de la proiecte pe care să le poată face și să le poată gestiona, până la donații care să poată fi oferite, cu condiția că sunt foarte bine gestionate și foarte corect raportate. Deci acest standard, deci pachetul standard de servicii educaționale, trebuia elaborat încă după, la un an după aprobarea codului. Mai mult decât atât, atunci când este vorba de modul, știți că foarte multe instituții educaționale deja sunt singure, își gestionează bugetul. Chișinău a avut foarte multe restanțe la acest capitol, Bălțu a avut restanțe la acest capitol, dar școlile își primesc bugetul și pot să-l gestioneze. Un lucru prevăzut de codul educației și care trebuie să se întâmple neapărat este informația publică despre bugetul școlii și în modul foarte transparent informația cum se folosește acest buget. Noi mai avem puțin timp până la pauză, dar înainte de asta aș vrea totuși să vă întreb dumneavoastră. Ce viziune aveți? Asociațiile de părinți în școli și grădinițe, ele trebuie să rămână sau nu? Asociațiile de părinți, în primul rând, nu există neapărat în toate școlile și grădinițele. Cam în toate. Problema asociațiilor este una care ține de dreptul la asociere. E adevărat, dar de regulă asta a fost o formă prin care s-a legalizat acumulările de bani. Esența activității lor trebuie să fie iarăși o modalitate foarte transparentă de gestiune a banilor și nu doar a banilor, pentru că asociațiile de părinți și profesori trebuie să fie și cele care sprijină procesul de dezvoltare a instituției. Și aici e exclusă partea de plăți informale, pentru că tocmai ceea ce spuneam, deci posibilitatea de a face proiecte, posibilitatea de a accesa fonduri, de a primi donații, esența însă este transparența gestionării acestor bani. Dar, în special, bugetele școlilor, conform codului educației, trebuie să fie făcute publice. Mai mult decât atât, au existat proiecte foarte, cred eu, foarte bune. Proiectul Școala Mea, care a fost implementat de către Expert Group, prin care comunitățile școlare, și când zic comunitățile, nu mă refer doar la profesori și elevi, dar și părinții, și comunitatea, și primăria, au învățat ce înseamnă o audiere de buget, dacă vreți. Da? Deci bugetarea făcută publică, cu informații foarte clare despre necesități, iată cum avem de gând să administrăm, și cu raportare. Deci aceste lucruri trebuie să fie, aceste bune practici trebuie să fie lucruri însușite în sistem. Luăm o pauză de publicitate, după care revenim să vorbim și despre depolitizarea domeniului educației, că și aici e o mare problemă, să vedem ce ați reușit să faceți. Publicitate. Am revenit în studio. Astăzi, invitata emisiunii Cutia Neagră este ministra Educației, Culturii și Cercetării, doamna Liliana Nicolaescu-Onofrei. Doamna Nicolaescu, înainte ca să trecem la depolitizare, vreau să mai rămân un pic pe subiectul educație. O altă întrebare, mare parte întrebările de astăzi sunt venite de la telespectatori, pentru că au fost mult prea multe și m-am gândit eu că este ok să le dăm lor prioritate. Întrebare, ce faceți cu așa zisele SRL-uri sau ONG-uri sub care se deschid grădinițe private? Grădinițele private în Republica Moldova, unele de ele sunt chiar, mi se pare mie, un potențial pericol. Sunt deschise în apartamente, nu știu câte dintre ele sunt oficial înregistrate și știți că ele există. Unii părinți își dau copiii la aceste grădinițe gândindu-se că e mai safe pentru ei, nu se știe cât de în siguranță sunt, dar știți prea bine că acolo mai greu e să reglementezi lucrurile. Nu este mai greu să reglementezi lucrurile pentru că reglementările sunt exact aceleași pentru verificările. Exact.
Și aici, iarăși, cu tot respectul, autoritățile publice locale, în speță, în acest caz, direcțiile de învățământ, sunt cele care sunt obligate să monitorizeze în ce măsură standardele pentru instituțiile de educație timpurie, fie că acestea sunt grădinițe de stat sau sunt grădinițe private sau sunt centre de zi pentru copii, în ce măsură standardele sunt respectate. Și colegii din Ministerul Educației deja de ani de zile au lucrat în acest domeniu. Acele grădinițe private care au venit cu programe interesante și au fost sprijinite. De multe ori, chiar în perioada în care am lucrat anterior la minister, am avut și consultări pe anumite aspecte, cum anume să fie dezvoltat un aspect sau altul care ține de standarde, și aici mă refer și la cele de spațiu fizic, dar în special la cele care țin de calitatea instruirii oferite. Deci, încă o dată, regulile sunt aceleași pentru toți. Modul cum se implementează, modul cum se respectă regulile, monitorizarea și controlul, sigur că este al autorităților publice locale. Autoritățile aici... locale, dar în general ministerul știe care este starea lucrurilor pe acest domeniu, în grădinițe și licee private. În grădinițe e mai greu de monitorizat rezultatul, în licee da, pentru că există bacul care vine și îți spune nota, da? Da, dar am văzut licee private. Este... Bun, pentru noi, pentru noi societatea, pentru că am văzut licee private, elevii, absolvenții cărora la BAC au luat jumate dintre ei, nu au susținut BAC-ul, și atunci întrebarea este ce fel de carte s-a făcut în astfel de licee. Avem și licee care sunt fungea, cum s-ar zice, da? Care au rezultate adevărat foarte bune, și din acest punct de vedere, evident că totul ține și de modul în care instituțiile respective sunt monitorizate. Din păcate, nu cred că ele sunt monitorizate. Da, dar bune dar sau... nu cred, bineînțeles, dar nu cred că a fost cea mai bună idee comasarea Inspectoratului Școlar Național cu Agenția pentru Asigurarea Calității în Învățământul Profesional, ceea ce este acum Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Educație și Cercetare. Deci, cumva, Inspectoratul Național a fost conceput ca o instituție de monitorizare, dar și de sprijin pentru asigurarea calității. Acum, încă nu am avut o întâlnire cu colegii din această instituție ca să discutăm toate problemele, dar acest domeniu trebuie fortificat. Dar, încă o dată, repet, regulile sunt aceleași pentru toți. Și, bineînțeles, că este și responsabilitatea părinților, și am cunoscut cazuri foarte concrete când cineva a ales, pentru condițiile fizice, contextuale mai bune, a ales o grădiniță privată, dar, până la urmă, a decis să meargă la o alta, unde erau respectate standardele de calitate pentru procesul educațional, și invers, situații în care părinții au ales să meargă la o instituție privată pentru că acolo au văzut și calitate și un context favorabil activității copiilor. Pentru că am pomenit despre licee și BAC, ultimii ani au arătat că, bun, ultimii ani în general, vreo 10 ani de zile încoace de când examenul la BAC este oarecum corect în Republica. Din 2013. Da, mai puțin de 10 ani. Au arătat că anumite licee, constant, în fiecare an, produc absolvenți, dintre care mai mult de jumătate nu susțin BAC-ul. Spuneți-mi, vă rog, cât e de corect ca un astfel de liceu să rămână și să distrugă vieți de elevi, viitorii absolvenți? Aici este, dacă vreți, o problemă multiaspectuală. Pentru că există reglementări cu privire la modul în care se organizează liceele sau modul în care ar trebui, ce format ar trebui să existe pentru ca să avem cu adevărat un liceu care oferă și o diversitate a posibilităților pentru elevi, dar și calitate. Și din păcate, de mai multe ori aceste lucruri au fost încălcate tocmai cu motivație politică. Deși ne dăm seama că în localitatea X sau în localitatea Y nu sunt suficienți copii, iar în proximitate, la 2 km este centrul raional sau o altă localitate unde este un liceu mai mare și comunitatea este mai mare, totuși deciziile nu s-au luat pentru a asigura calitate și accesul la o instituție care oferă calitate. Dar aș face o remarcă, pentru că din punctul meu de vedere, gradual vom putea rezolva lucrurile dacă vom fortifica și un alt domeniu care se cheamă învățământul profesional tehnic. Pentru că, deci, învățământul vocațional este o opțiune după gimnaziu și în cazul acesta este bine ca să se facă această alegere și înțelegere
De multe ori, elevii au anumite predilecții și ar prefera să meargă pe vocațional, dar părinții consideră cumva că este mai bine să fii neapărat în liceu. Ori, noi ar trebui să asigurăm calitate și într-un domeniu și în altul, așa încât aceste opțiuni să fie la fel de atractive pentru... E adevărat, dar eu mă îndoiesc că în liceile în care mai mult de jumătate din absolvenți nu se țin bacul, și treapta gimnazială e mai calitativă, bănuiesc că e aceeași problemă și acolo, pentru că în principiu sunt cam aceiași profesori. Dumneavoastră ați vorbit despre factorul politic. Și acum, care e soluția? Ce facem cu aceste licee care, din considerente politice, au fost păstrate, unele au fost redeschise și am văzut că a fost doamna Babuc a anunțat solemn despre deschiderea unui licee. Nu era vorba de licee, dar de școli. Fapt... Este gimnazii, în care, de fapt, copiii nu se duceau. Da. Păi aici eu cel puțin m-am bucurat să văd cum se disipează această, cum să zic, această minciună, dacă vreți, pentru că am văzut părinți foarte conștienți care au refuzat să meargă la o instituție care nu oferă calitate. Dar cu privire la... deci nu este doar o problemă a factorului politic. Mai este încă un lucru la care trebuie să ne gândim. În instituțiile de învățământ liceal sau instituțiile care oferă învățământ liceal, noi ar trebui să putem să oferim copiilor mult mai mult pentru ceea ce înseamnă axare pe preferințele lor. Există modele care funcționează. Da? Mă bucur că am putut cândva să sprijin un model în care elevii de liceu au putut să aleagă să studieze mai puține discipline, parte din care să le studieze aprofundat, parte din care să le studieze mai puțin, oricum pentru cultură generală, dar să poată face lucruri în planul cadru oferit de liceu, lucruri care sunt importante pentru viață, inclusiv proiecte de voluntariat, inclusiv implicare în societate. Eu foarte mult mi-aș dori o reformă în educație, pentru că mi se pare că educația de astăzi din școli nu tocmai corespunde realităților care s-au schimbat. Noi ar trebui să putem oferi aceste posibilități, da, de diversificare pentru elevi, așa încât să poată să aleagă aprofundat anumite lucruri să le facă. Eu am doar două comentarii aș mai face aici. Încă și încă o dată. Deci partea de configurare a rețelei școlare, iarăși, este responsabilitatea autorităților publice locale. Și aici este, dacă vreți, e o delegare de responsabilitate și în momentul în care se iau deciziile nu în folosul copiilor sau, mai bine zis, nici nu se iau decizii pentru că vin alegeri sau vine altceva, e o problemă. Dar încă, eu înțeleg că autoritățile sunt responsabile, dar, doamnă ministru, atunci când se întâmplă gafe sau lucrurile nu merg bine în educație, nimeni nu se gândește la autoritatea locală, toată lumea se gândește la faptul că responsabilitatea și vina este a ministerului, pentru că până la urmă ministerul este cel responsabil de educație. Cu tot respectul, ministerul este cel responsabil de crearea de politici și de crearea unui context, dacă vreți, legal și normativ, care să asigure calitate. Vroiam să mai zic un singur lucru pe partea de menționată de dumneavoastră cu liceele care au un anumit succes sau mai puțin. Eu personal nu sunt adepta rankingurilor, da? Listei de licee, cine are cel mai mare succes la BAC și cine are cel mai puțin. Eu sunt adepta analizei progresului instituției de învățământ, fie că este vorba de liceu, fie că este vorba de grădiniță. Deci în ce măsură instituția respectivă ajută copilul să progreseze în învățare? Pentru că... Și dacă nu susține BAC-ul, în ce măsură l-a ajutat? De asta și vorbeam. Trebuie să oferim și alte opțiuni, pentru că nu neapărat BAC-ul este esențial pentru cariera pentru cei care merg la liceu, din păcate, este obligatoriu dacă vrei să faci o carieră. Dar trebuie să existe o alegere foarte bună și respectiv această alegere se decide să fie... dacă suntem în stare să susținem BAC-ul. Exact. Eu am să reformulez întrebarea mea de mai devreme și am să vă întreb mai tranșant. Eu înțeleg că este o asumare politică complicată, un subiect foarte sensibil. Ne amintim că ministra Maia Sandu a rămas, de ce s-a speculat rău despre dumneiei după ce a plecat de minister și a făcut-o mai cu seamă cei cu care sunteți acum în coaliție în Parlament. Este că în coaliție, suntem într-o înțelegere politică temporară. O majoritate parlamentară. O înțelegere politică temporară. Este faptul că a închis școli și grădinițe. Vă mulțumesc pentru că ați menționat acest lucru ca o speculație, dar doamna Sandu nu a închis nicio școală și nicio grădiniță. Asta este adevărul. Pentru că în momentul în care nu au existat copii într-o comunitate,
Asta trebuia să se întâmple la decizia autorităților publice locale, din nou. Deci dumneavoastră nu a închis nicio școală, nicio grădiniță. Din păcate, în momentul în care guvernările sunt suficient de iresponsabile ca să nu vadă care sunt acțiunile prioritare care trebuie făcute pentru ca lumea să stea acasă, să aibă aici o masă, o casă, un serviciu, să aibă aici un interes pentru creșterea copiilor și dezvoltare, atunci aici ajungem. Bun, dacă această iresponsabilitate a autorităților locale va continua... Și nu doar. Deci vorbeam de... Dumneavoastră veți insista să se facă ordine și instituțiile de învățământ în care nu sunt copii, în care procesul educațional nu are loc așa cum ar trebui, să se închidă? Noi vom insista doar pe respectarea cadrului legal. Cadrul legal spune că deciziile cu privire la configurarea rețelei școlare țin de autoritățile responsabile de nivelul 2 sau de nivelul 1 în funcție de grădiniță sau de instituții școlare. Și dacă veți vedea că sunt iresponsabil cheltuiți banii pe domeniul educației pentru că nu au curajul autoritățile locale? Asta nici locale. Nu este nevoie să vedem noi. Asta vor vedea și părinții, asta vor vedea și autoritățile, pentru că... ca să îți dai seama și ca să fii un bun gestionar, trebuie să analizezi toate lucrurile și să vezi unde se poate și ce se poate face. Unde se poate face cu adevărat rezolva o situație prin crearea de filiale? Da. Unde se poate face prin asigurarea transportului? Da. Dar asta este, într-adevăr, conform legii, responsabilitatea autorităților publice locale. Important este ca fiecare copil să fie într-o instituție care oferă calitate. Cum credeți se vor mai închide școli și grădinițe? Greu de spus. Eu sper foarte mult să se gândească soluții la care să poată pune umărul comunitățile și acolo unde va fi nevoie, dumneavoastră probabil cunoașteți că avem sprijin foarte mare și din partea partenerilor de dezvoltare și din partea Guvernului României. Pentru deschiderea grădinițelor. Pentru sprijin, pentru ca instituțiile să fie și renovate și sprijinite în continuare. Acum am discutat cu colegii din România și posibilități pentru a sprijini școlile și grădinițele nu doar prin infrastructură, dar și prin programe de schimb de bune practici pentru cadrele didactice și manageriale. Deci lucrurile se pot îmbunătăți atâta timp cât există un efort susținut a întregii comunități și atâta timp cât fiecare dintre noi își asumă partea de responsabilitate. Haideți dacă asta nu există... Să mergem de la licee la universități și aici e o problemă cu calitatea studiilor în universități. Iată aici n-ați ajuns tare cu reforma în perioada în care doamna Maia Sandu era la Minister Educație. Da. Cred că gradul de autonomie a universităților a fost sporit da, exact mă refer în momentul la calitatea, nu, mă referam la calitatea studiilor, pentru că, din păcate, asta poate să vă confirmă orice agent economic din Republica Moldova, orice instituție care oferă locuri de muncă, cei care vin de pe băncile universităților, din păcate, de cele mai multe ori, nu sunt buni de nimic, trebuie învățat de la zero. Vă spunem că, mă rog... Da, eu nu aș folosi sintagma nu sunt buni de nimic. Bun, sunt sigur că buni, îi învățăm, dar, din păcate, ceea ce învață ei la universitate nu este valabil... Nu este relevant. Despre relevanță noi discutăm de foarte mult timp, încă din perioada în care a fost elaborată și strategia Educației 2020, pentru că acolo relevanța a fost unul dintre pilonii de bază. Da? Ce înseamnă asta? Asta înseamnă capacitarea tinerilor cu acele competențe de care au nevoie pentru viață, pentru dezvoltare personală, pentru integrare socială și profesională. Și din punctul acesta de vedere, codul educației totuși pentru învățământ superior a venit să sprijine un grad mult mai mare de autonomie. Problema este că de foarte multe ori autonomia se la noi... Se percepe bani. Nu. Care poți gestiona. Nu, pentru că, bine, există autonomie financiară totală, există trecere la autogestiune financiară, dar oricum nu este autonomie pentru că primești banii publici și altceva nu poți să generezi. În cazul universităților există și responsabilitatea pentru banii publici și există și posibilitatea de... fonduri deja care vin și prin contracte și prin alte servicii pe care pot să le ofere, dar ce vreau să zic? Din păcate, uneori, autonomia obținută nu este însoțită și de gradul suficient de responsabilitate. Exact. Responsabilitate. Spuneți-mi, vă rog, ce pățește o universitate dacă eu, student, absolvent acestei universități, mi-am luat licență, nu știu, în jurnalism și mă duc pe câmpul muncii, încerc să mă angajez, mă iau o redacție și zice, nu ești bun de nimic.
Mai e altul și zice, nu pot scrie o știre. Mai e al treilea și zice, ce ai făcut la facultate că și scrii cu greșeli gramaticale. Deci eu, ce să... Pot să-i reproșez ceva universității, mai cu seamă că nu toți învață la buget. Unii plătesc și niște taxe destul de piperate ca să iasă cu această diplomă, care nu este însoțită și de abilitățile de profesionist într-un domeniu în alt. Cum pot responsabiliza eu universitatea asta pentru faptul că mi-a luat 3 ani din viață, i-am dat bani pentru asta și nu a făcut nimic din mine? Aici sunt două lucruri, dacă vorbim de responsabilizare. Pe de o parte... Pomenisem ceva mai devreme Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Educație și Cercetare. Deci este instituția care se ocupă de autorizarea sau acreditarea deja a instituțiilor educaționale. Și în momentul în care vom ajuta această instituție să-și dezvolte capacitățile, pentru că a început acest proces de acreditare a programelor de la universități, din păcate, deocamdată pe nivel licență, mai puțin la masterat, dar această agenție trebuie să ajungă să-și facă treaba foarte bine, deci trebuie să sprijinim și dezvoltarea capacităților agenției, pentru ca să nu avem situația în care universitățile au programe neacreditate. Asta este partea de monitorizare și de lucru cu instituțiile superioare de învățământ pentru a asigura deci că acei parametri de calitate care sunt specificați în metodologiile, ca să nu plictisim telespectatorii, în metodologiile de evaluare să fie respectați. Dar mai există încă un lucru care tot ține de responsabilitate. E partea de alegere. Deci dacă eu am stat 3 ani într-o universitate pe care am văzut-o că nu-mi dă nimic, e o mare problemă. Mai mult decât atât, eu ar trebui ca student viitor să am suficientă informație despre facultățile care oferă calitate, cele care sunt acreditate și să mă uit. Această informație? Această informație este publică pentru fiecare instituție și pe site-ul ANACEC, dar și pe site-ul instituției. Nu am văzut nicăieri să fie scris. La Universitatea X, la facultatea respectivă, nu se învață nimic. Iată. Dar se scrie. Retragerea, de exemplu, acreditării pentru programul cutare. Dumneavoastră aveți siguranța că cele care au licență sunt toate bune? Pentru că eu știu studenți de la anumite universități care toți care absolvesc spun, niciodată nu m-aș fi dus la această facultate, am pierdut timpul degeaba, n-am învățat nimic. Nu trebuia de mers în stat, probabil. Dar nu știau. Dar nu vă supărați. Trei ani de zile, asta e întrebarea. Eu vreau diplomă și o denumire prestigioasă de facultate sau o specialitate care acum este prestigioasă, dar nu mă voi putea angaja pentru că la drept și la economie și la... deci e foarte, foarte mult. Eu asta vreau. Sau eu vreau o posibilitate de creștere pe care să mi-o ofere universitatea. Și atunci alegerea trebuie să fie foarte serioasă. Dar încă o dată subliniez, fără să fac aluzii de vreun fel cu privire la ce și cum se întâmplă ca și proces, avem nevoie de un ANACEC, de această instituție foarte bine capacitată, foarte bine organizată, ca să se poată face o evaluare corectă. Și mai avem nevoie de manager foarte bun în aceste universități. Următoarea mea întrebare este legată de... managerii, directorii universităților, unii dintre ei au impresia că puși pe viață, deci au câte 20 de ani de când tot sunt rectori în aceste universități. Asta ce e? O tradiție? Nu neapărat. Deja există... UTM e un fel de dinastie a rectorilor din tată în fiu. Bine, nu vreau să comentez partea cu dinastiile, pentru că important este să se respecte procedura de numire în funcție, procedura de concurs. Este altceva că în Republica Moldova această parte nu se simte ca responsabilitate în plus când e vorba de relații de rudenie. Dimpotrivă, lumea caută avantaje. Aici nu pot să mă pronunț concret pe exemplu de care a zis dumneavoastră. Eu aș vrea să judec despre persoanele aflate în funcții de conducere după rezultate și după ceea ce încearcă să facă pentru instituție. Dumneavoastră, aveți siguranța că rectorii de astăzi ai universităților din Republica Moldova sunt cei mai potriviți pentru a face aceste schimbări și a responsabiliza instituțiile? Eu aș vrea să fie cei mai potriviți oameni. Dar nu eu sunt și nu ministerul este cel care să se pronunțe dacă sunt sau nu. Pentru aceasta există procesul de evaluare. Acum, când vorbim de procesul de evaluare, evident că este foarte greu în situația în care Republica Moldova totuși este nu prea mare.
specialiști pe un domeniu sau altul, care pot fi evaluatori pentru un program de la o altă instituție, vă dați seama că sunt oameni care se cunosc foarte bine. Și uneori este pur și simplu foarte greu. Deci astăzi eu mă duc și, de exemplu, sunt profesor universitar sau, eu știu, profesor cu grad didactic în domeniul biologie și mă duc să evaluez programele în domeniu la facultatea X, Universitatea Y, unde cândva am fost și eu student sau unde îi cunosc pe toți. Deci evident că este foarte greu. Dar asta înseamnă niște lucruri care pot fi învățate. Mai mult decât atât, aici putem avea sprijin și există deja o experiență foarte bună de colaborare cu instituții de evaluare din România, din Estonia, din Finlanda și nu doar. Luăm o pauză de publicitate, după care revenim. În sfârșit să vorbim despre politizare, n-am reușit în această despre parte. Despre depolitizare, vă rog. Despre politizare, că au fost politizate anumite funcții care n-ar fi trebuit în cadrul Ministerului Educației și ar trebui să fie depolitizate. Publicitate. Am revenit în studio. Suntem în ultima parte a emisiunii, doamna Nicolaescu, și vreau să vorbim despre ce moștenire ați primit de la fosta guvernare, moștenire politică, și cum o gestionați. Mulți directori de licee, de școli, de instituții de învățământ din Republica Moldova au fost numiți prin concurs, dar cumva pe criterii politice. Și acum dumneavoastră lucrați cu această moștenire. Astăzi un profesor din Nordul Republicii ne-a semnalat că în continuare, acolo unde există funcții vacante de director de instituții de învățământ, acum în grabă se fac concursuri și sunt numiți șefi de instituții tot oameni ai PD-ului. Dacă aveți astfel de semnale și ce puteți face ca să opriți astfel de numiri care se fac pentru 4 ani, da? Sau 5? Cât? Pe cât timp e numit un astfel de manager? Pentru 5. Pentru 5. Dar aici mai este... Ok, deci dacă vorbim de moștenire, trebuie să vă zic că experiența mea la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării acum a fost în aceste 2 luni de zile, practic, aproape 2 luni de zile, foarte diversă. Inclusiv am trecut prin șocuri culturale, cu adevărat. Dacă vorbim de ceea ce se întâmplă la nivel local, în mod evident... Și am încercat să transmit un mesaj pe cât se poate de tranșant tuturor colegilor care sunt la direcțiile raionale de învățământ sau organele locale de specialitate în domeniul învățământului, pentru că în diferite raioane se numesc diferit, au și educație sau cultură, tineret, sport. Am încercat să transmit un mesaj foarte tranșant cu privire la excluderea oricăror mixtiuni politice atunci când este vorba de procesul educațional, procesul managerial în instituții. Da, unii dintre cei care sunt acum în funcții de răspundere au decența și înțelegerea că trebuie să respecte legea. Unii nu o au, mai ales cei care au fost în campanie cu scurtele frumoase ale PD-ului în spate, cu trandafirașii și cu tot, cei care au stresat cadrele didactice și din grădinițe și din școli. Eu am văzut asta și în calitate de candidat în circumscripția Ciocana-Arășcani, unde angajații grădinițelor mi-au semnalat că au primit telefoane din partea echipei domnului Gaburici cu amenințarea că vor fi dați afară dacă nu cheamă toți părinții să semneze pentru candidatul respectiv. Acum aveți o rezistență din partea acestora? Ce se întâmplă? Nu e neapărat rezistență. Dacă vorbim de concursurile pentru funcțiile de conducere, trebuie de zis că imediat după 2015, regulamentele la care noi am lucrat și prevederile din Codul Educației cu privire la concursurile pentru funcțiile manageriale au fost alterate. Și acum aceste concursuri se întâmplă la nivel local, dar noi vom interveni și pe regulamentul cu privire la organizarea concursurilor și pe ceea ce înseamnă instrumentele pentru evaluare,
A existat o prevedere conform căreia testarea prealabilă pentru candidarea la funcția de director să se facă centralizat și în mod electronic, deci la calculator, cu o bancă de itemi care să fie foarte mare și aleatoriu să se... Deci înainte de a candida propriu-zis, prezentând un plan de dezvoltare a instituțiilor, a instituției educaționale și un interviu, candidatul întâi să demonstreze cunoașterea domeniului și cunoașterea părții normative, legale în acest domeniu. Acest lucru a fost alterat și mutat la direcțiile de învățământ, unde se pare că în câțiva ani toți itemii care pot să fie folosiți din 100 sau cât o fi fost 2, 3 acolo, deja sunt folosiți în altă manieră. Da? Deci concursurile sunt alterate. Am înțeles, dar spuneți-mi dacă ați reușit să faceți o radiografie a situației, să ne spuneți în ce măsură per total pe țară, dacă puteți în procente, în altă formă în cifre, câți dintre directorii de instituții de învățământ au fost numiți pe criterii politice? Din păcate, nu avem o asemenea radiografie. Mai mult decât atât, nu cred că se poate face. Mai mult decât atât, eu, ca ministru, nu cred că trebuie făcut așa ceva. Eu cred că trebuie, pentru că asta ce va însemna? Dacă cineva este cu opțiuni comuniste sau de altă natură, omul trebuie dat afară? Nu e vorba de opțiuni, dacă a fost numit în funcție, nu pentru că este cel mai bun și cel mai... Dacă cunoașteți o modalitate prin care se poate face acest lucru... O reatestare generală. Dar asta e altceva. Reatestarea ține de calitățile manageriale propriu-zise. Evaluarea profesionalismului omului e cu totul altceva decât partea politică. Aici, ceea ce vom face noi, deci vom interveni pe regulamentele menționate și, mai mult decât atât, eu aș vrea să încurajez pe toată lumea, pentru că ziceați de încercarea de a numi în grabă și în fugă a face concursurile respective, eu vreau să încurajez pe toată lumea foarte bună să participe la concursuri. Problema este acum că... Concursurile organizate de aceleași direcții de învățământ cu acești conducători numiți pe criterii politice? Stați un pic. Există criterii. Noi vom mai umbla la ele, la aceste regulamente. Dar regulamentul și acum prevede posibilitatea de a participa la aceste concursuri în calitate de observatori. Eu personal, în momentul în care mi s-a semnalat o problemă în care cineva trebuia să fie pur și simplu dat la o parte, eu personal, câțiva ani în urmă, nu mai eram la minister, nu eram în funcție publică nicăieri, eu personal, ca persoană fizică, m-am înfățoșat la fața locului și am zis, vreau să fiu observator. Bun. Am fost la concurs, am văzut neregularitățile, am raportat, am făcut contestare, a fost acceptată contestarea de Ministerul Educației, de nu știu dacă atunci era doamna Fusu sau altcineva, chiar nu mi-amintesc, și au fost corectate. Doamna ministru, deci, într-o comunitate mică, într-un sat, să te duci observator, să-ți asumi, dumneavoastră înțelegeți cât e de mare presiunea. Am să vă întreb altfel. Iată, v-am spus despre niște concursuri care acum se întâmplă și sunt câștigate de reprezentanții ai Partidului Democrat, director de instituții de învățământ, ajung membri ai Partidului contestate. Democrat. Trebuie contestate. În ce măsură? Cine să le conteste? Chiar de celălalt candidat? Exact. Asta este modalitatea prin care... Dar dumneavoastră ați delegat oameni din minister acolo să meargă să fie observatori? Noi asta vom face, dar... Din păcate, lucrul ăsta nu s-a făcut anterior. Asta este chiar ceea ce am discutat cu colegii din Direcția Juridică a Ministerului. Noi asta vom face. Vor veni observatori de la minister care vor observa procesul. Când? Chiar în perioada imediat următoare. Problema însă este un pic mai complexă, dacă doriți. Pentru că, de ce ziceam, aș vrea foarte mult să încurajez lumea să participe la aceste concursuri. Majoritatea concursurilor sunt mimate. Vine candidatul care trebuie să fie și prietenul lui bun care doar participă ca să zicem că avem concurs. Și atunci, dar trebuie să participe oameni foarte buni ca să nu se poată mima rezultatele, ca să se poată vedea foarte clar rezultatele. Doamna Niculaescu, dumneavoastră știți că noi, majoritatea deja a călcat cu stângul pe experiența cu concursurile. Oamenii ca să participe în concursuri trebuie să creadă că aceste concursuri sunt pe bune. Și nimeni nu vrea să fie bufon într-un concurs în care din start să știe cine va fi câștigătorul. De asta încurajați-i prin exemple ca oamenii să înțeleagă că aceste concurse deci nu se știe din start. Noi am discutat deja, cum vă spuneam, am discutat și partea de intervenție care trebuie făcută pe regulament, am discutat și această parte cu delegarea de observatori. Iarăși, nu o să comentez și nu o să începem să vorbim câtă siguranță și unde este. Deci o să avem nevoie și de observatori voluntari, pentru că Ministerul Educației... Se vor găsi atunci când vor
înțelege că da. Ca să vă dau un exemplu, da? Deci echipa de acum la Ministerul sau echipa, colectivitatea de funcționari publici care lucrează în Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, care are și domeniile tineret și sport. Dacă vă puteți imagina, deci în momentul în care am lucrat la minister în 2012-2015, era doar domeniul educație și aveam 110 unități de personal. Acum sunt 5 domenii în portofoliul ministerului și sunt 112 oameni. Deci vom avea nevoie de observatori care să meargă și voluntar în aceste procese, ca să nu permitem să se perpetueze aceste, nici nu știu cum să zic, nu vorbim de bunul simț și de respect și de respectarea legii. Vreau să revenim în clădirea Ministerului, a Guvernului, în oficiile Ministerului Educației. Și apropo de politizare, doamnă ministru, spuneți-mi, vă rog, dacă secretarii de stat pe care i-ați selectat dumneavoastră sunt membri de partid. Dintre cei pe care i-am propus în recenta ședință de guvern, o persoană este membru de partid. Este colegul Adrian Băluțel, un tânăr foarte promițător și cu viziune foarte clară și pe domeniile de care se ocupă, în special pe domeniul tineret, unde este abilitat. Și domeniul sport deja a început să pătrundă foarte serios, să înțeleagă problemele. Deci el este membru, este colegul meu din PAS. Altcineva? Doamna Valentina Chicu nu este membru de partid. Nu am întrebat-o nici măcar de simpatii. Ne cunoaștem de o viață. Dumnezeu cunoaște sistemul de la școală până la universitate. Și doamna Elena Belei nu este membru de partid. Apropo despre doamna Elena Belei, de ce ați păstrat-o în echipa dumneavoastră? Noi vorbeam un pic mai devreme de scurtele cu trandafiri și de campaniile electorale. Iată, cred că colegii o să pună pe post o poză în care doamna Elena Belei apare în mâna cu domnul Candu la un eveniment de partid. Nu știu, Dar nu are scurtă cu trandafiri. Nu știu dacă asta o salvează, dacă asta e o scuză, faptul că... Vreau să vă zic că această întrebare a venit de la cel puțin 3 persoane care întreabă de ce doamna Belei, de ce ați păstrat-o pe doamna Belei? Este o întrebare îndreptățită în care, mă rog, oricine se gândește, dar de ce, mă rog, de ce cineva trebuie să rămână? Vreau să vă spun că în experiența mea profesională și ea ține din 95 și mai departe, la centru pe care l-am condus, în care am lucrat pe programe educaționale sprijinind Ministerul Educației, am lucrat cu toți ministrii educației, începând din 1995 cu domnul Iacob Popovici și cu toată lumea, deci i-am cunoscut absolut pe toți. Am avut ocazia să lucrez și în cadrul Ministerului, dar și în domeniul onegistic, cu primari și cu directori de școli cu diferite opțiuni. Și comuniste, și socialiste, și democrate, și liberale, și tot ceriți dumneavoastră. Deci mai multe opțiuni politice am văzut. Dar doamna Belei e cea mai bună profesionistă pentru această funcție? Deci, sau de ce ceea ce am apreciat eu întotdeauna a fost modul în care acești oameni și-au făcut treaba. La Minister... colaborarea mea de până acum cu doamna Belei a fost absolut, deci nu a fost absolut corectă. A făcut și a făcut treaba în continuare, cu toate că nimeni nu se gândea că rămâne acolo, sau poate unii și-au făcut planuri, dar acum mă bucur că nu li s-au îndeplinit. Dumnezeu a fost foarte profesionistă. Am discutat expres pe probleme care țin de domeniul cercetare și dumneavoastră, de fapt, este în momentul în care a apărut domeniul cercetare în portofoliul ministerului, este cea care a început această activitate. Nu am avut dubii că putem colabora în continuare. Acum dumneavoastră a acceptat. Deja nu mai este o funcție publică. Este o funcție din care poate fi demisă oricând. Deci dumneavoastră a acceptat acest lucru. Eu consider că este o profesionistă și mi-am asumat riscul să lucrăm în continuare. Eu am primit astfel de semnale, nu știu dacă și dumneavoastră, despre faptul că doamna Belei ar fi tolerat anumite ilegalități comise în domeniul educației, nu ar fi contribuit la eliminarea lor cel puțin. Aș vrea să văd probe, da. Pentru că deocamdată, din ceea ce am putut eu să văd, nu am văzut probe cu privire la acest lucru. Ok, mergem mai departe, mai avem vreo 5 minute din emisiune, dar eu vreau Așa să... Așa de repede a trecut. Da, a trecut foarte repede, mai vreau să discutăm cel puțin două aspecte, unul legat de atestarea personalului științific, științifico-didactic. Noi, Republica Moldova, producem destul de mulți doctori habilitați, doctori, profesori universitari, deci suntem destul de prolifici în acest domeniu. Nu știm cât de calitative sunt aceste lucrări. O verificare în România a arătat că cel puțin doar în Academie de Poliție, în perioada 2011-2016,
Circa 74% din tezele susținute la această academie au fost suspectate de plagiat. Avem bănuiala rezonabilă că situația poate fi și mai gravă în Republica Moldova, dacă ținem cont că doctori în științe sunt persoane, judecători, procurori, miniștri, primari, care nu au timp nici să meargă să doarmă. Ex-deputatul domnul Țuțu își face doctoratul. Își face, da. Slavă Domnului, încă nu este doctor în știință. Dumneavoastră veți face vreun audit, vă verificare, să ne dăm și noi seama ce se întâmplă pe acest domeniu? La acest capitol, sigur că ar fi trebuit făcute niște lucruri care să ajute și nu, doar, nu e vorba doar de titlurile științifice obținute, da? De lucrările pentru titlul de doctor sau doctor habilitat. E vorba chiar și de partea de cercetare pe ansamblu, unde noi mai avem încă de lucru la capitolul eliminarea plagiatului. Aici, din nou, aceeași instituție, ANACEC, este cea care a preluat funcțiile Consiliului Național de Atestare și CNA-ul de cândva, care se ocupa de, dacă vreți, validarea tezelor. Și ceea ce trebuie să se întâmple este ca școlile doctorale în Republica Moldova să-și ia responsabilitatea în serios, pentru că, iarăși, este un element care ține și de modul în care va fi percepută o universitate sau alta, sau o instituție sau alta în cadrul căreia există școală doctorală și partea de susținere. Doamna ministru, nu știu dacă putem pune tot în seama lor, pentru că probabil pentru ei este comod să producă cât mai mult doctori. Probabil că la mijloc sunt și niște sume de bani, nu exclud. Și atunci îi rugăm frumos să facă asta sau îi impunem să facă asta? Asta este cadrul reglementat deja legal, deci este o obligativitate. Nu am auzit nici despre un caz de doctor, de teză de doctor retras sau titlul de doctor retras pentru că s-a constatat plagiat în Republica Moldova. Știu despre un caz, era vorba despre ministrul justiției din România care și-a făcut teza la Universitatea din Republica Moldova și colegii din România au stabilit că era plagiată, dar n-a pățit nimic universitatea. Bine, pe partea este foarte important ca și instituțiile abilitate să poată spune ceva. Deci avem și AGP, da? În momentul în care se constată că nu este, nu știu cum să cine zic să constate aici. AGP-ul? Nu, este vorba de ANACEC care este abilitat să analizeze. Nu face. Ba da. Face și nu descoperă nimic. Dar responsabilitatea aici trebuie să fie împărtășită. Eu nu vreau să zic, chiar în zilele trecute, o petiție care ne-a fost prezentată la minister viza tocmai o situație în care este o situație în care deja este demonstrat plagiatul și autorul plagiatului repejor și-a retras tot și teza și tot ce doriți, da? Deci fuga gata, nu mai avem nicio problemă. Dar partea de, sau momentul când vom ajunge ca nici măcar să nu se îndrăznească să facă acest lucru, ăsta va fi momentul de cotitură. Dar pentru asta trebuie să existe standarde și trebuie să existe, dacă vreți, nu știu cum să zic, da, noi nu avem universități de sute de ani, da? Pe care numai dacă auzi numele lor, imediat știi despre ce această reputație tot s-a câștigat în timp. Exact. Pentru asta e nevoie de foarte multă muncă și este nevoie de foarte mult angajament și responsabilitate, și inclusiv monitorizare a conducătorilor. Foarte, foarte atentă pe domeniu. Da. Un alt subiect foarte, foarte actual și discutat în ultimele zile, achizițiile publice pentru alimentație copiilor. Aici e dezastru total. Ultimii ani a demonstrat că nu se învață nimic din experiențe. Oamenii în cătușe, duși prin subsoluri, am văzut copiii cum primesc carne cu viermi și pâine nu știu de care, așa și-o primesc. Deci asta, cum să vă zic, e un subiect foarte sensibil pentru toți care au copii mici, care se gândesc, da, oare copilul meu ce-a mâncat astăzi? Cum facem să scăpăm de această problemă? Pentru acest lucru este important ca să-și facă treaba toate organismele implicate, da? Deci iarăși și aici, din păcate, nu e vorba doar de achizițiile pe alimentație.
Sunt încălcări grave și la achizițiile și pentru construcții, reconstrucții, construcții capitale. Chiar recent mi s-a semnalat un caz la unul din liceile din sudul țării, liceul Ioan Vodă din Cahul, când o licitație publică pentru reconstrucție s-a tot anulat, până când a venit cineva și s-a făcut o achiziție într-o singură sursă cu un buget mai mare de un milion și ceva. Dar asta, oamenii, deci, asta tot e grav. Da. Dar nu e atât de sensibil ca subiectul alimentației. Ziceam doar că lucrul ăsta nu ține doar de un anumit domeniu. Da. Deci când este vorba despre achiziții publice, peste tot pe achiziții. Da, aici organele de abilitate trebuie să-și facă treaba. Deci noi sesizăm, noi anunțăm, dar este vorba chiar de acțiuni foarte clare până la ajungere în instanță, dar cu pedepsirea celor vinovați. Bun, în cazul concret, iată, până când se așează stelele în procuratură și este clar, avem reformă, n-avem, există butonul roșu verde apăsat ca să înceapă anchetele sau încă nu. Poate face ceva ministerul? Iată, s-a constatat că la Ciocana, deja tradițional, copiii sunt hrăniți cu porcării. Nu e primul caz, că și cel precedent tot de la Ciocana pornise. Iată, acest responsabil de achiziție de la Ciocana poate fi eliminat din acea funcție astfel încât să nu mai facă el achiziții și pentru anul viitor de tipul ăstora? Poate și trebuie să fie cine eliminat. Să facă asta? Dar asta este, deci, angajatorul, conform legii și conform... Adică și direcția de învățământ Chișinău? Angajatorul, în cazul respectiv, în funcție de cine este specific, direcția sau primăria, sunt obligați să facă acest lucru. Deci sunt obligați. Ministerul să nu poate interveni nici. Ministerul nu poate da afară încălcând legea. Deci noi putem sesiza, noi putem vorbi public despre aceste lucruri, dar angajatorul este cel care poate elibera din funcție în măsură, deci în momentul în care este vorba de încălcare. Bun, deci dar poate așteaptă mesajul de la dumneavoastră. Cred că un mesaj din partea ministerului i-ar motiva cumva să fie mai responsabil în a face curat pe domeniul educației. Nu, da, credeți? Aici mesajele se fac. Noi am vrea mai mult să devină mai vocal Ministerul Educației, acolo unde, chiar dacă înțelegem că de administrare se ocupă autoritățile locale, dar tonul dă ministerul. Da. Așa este și vă promit că vom fi foarte vocali. Evident că prima perioadă a fost un pic mai grea. Vă spuneam că am avut șocuri culturale de la WC-ul folosit numai de către ministru până la trucare de licitații am și încălcare și de... Da, mi s-a oferit cheia și eu nu știam ce să fac cu ea, deci am rămas șocată și doamna administratoare a zis, îl deschidem, da? Un WC-ul cu două cabine doar pentru ministru, deci asta era. Era atașat cabinetul lui doamnei ministru? Nu, în partea Ministerului Economiei, deci cumva... Altfel amenajat decât alte WC? Nu, un WC-ul bun, dar cu două cabine și doar pentru ministru. În fine, asta este șocul cultural. Spuneți vreo, dar exista vreun argument? De ce ați înțeles? Scuzați-mă, eu am fost șocată, eu n-am întrebat. Deci eu cumva am văzut cheia și n-am înțeles ce trebuie să fac cu ea. Și doamna m-a întrebat, îl deschidem pentru toți? Sigur că îl deschidem pentru toți. La doamna ministru tot s-a făcut reparație de lux în cabinet? Nu cred. Nu știu. N-am văzut să fie de lux. Din potrivă și niște covare un pic mai vechi. Cred că o să le scoatem de acolo. Sunt într-adevăr și e o tradiție, într-un fel am înțeles, să se aducă tablouri care sunt păstrate la muzee în colecții, în fonduri, așa ca lumea să le vadă, deci sunt și pe culoarele clădirii guvernului, există și în cabinetul meu. Astăzi am rugat să mi se pună o tablă albă unde o să putem discuta cu colegii la planificare să scriem ceva și unul din tablouri o să-l returnăm la muzeul de artă în fond înapoi. Dar ziceam și de șocurile... Da. Deci ziceam și de șocurile profesionale pe care le-am trăit, pentru că au fost situații cu oameni pe care eu i-am cunoscut personal și care s-au implicat în niște lucruri foarte, cum să zic, nu că irresponsabile, chiar începând de la participarea în campanie electorală, dar terminând cu prejudicierea licitațiilor de manuale, pentru care acum vom fi în situația, avem deja o anulare de licitație pentru manuale din partea Agenției de Soluționare a Contestațiilor, pentru că din partea angajaților ministerului, din fosta guvernare, a fost prejudiciat procesul și a fost comise încălcări. Aici nu pot să vă zic în avantajul cui, în mod sigur a existat un interes din partea angajaților ministerului, din partea unei dintre foștii secretari de stat. Nu vreau să zic mai multe pentru că, iarăși, nu pot eu să zic să dau probe deci, pentru asta, dar informațiile sunt la procuratură sau de ce nu vreți să spun? Nu e vorba că sunt la procuratură sau nu. S-a demonstrat doar partea de încălcare a procedurii și a
procesului de evaluare a calității manualelor. Deci nu există chestie de fraudă financiară sau de alte lucruri ca să poți merge la procuratură, dar eu am rămas șocată pentru că sunt oameni pe care eu personal i-am cunoscut. Vă ziceam că de 95 am cunoscut foarte multă lume din educație și păcat când într-o situație de felul ăsta, urmând contextul politic, se ajunge la lipsă de bun simț. Scurt, foarte scurt, am să vă rog în 10 secunde că regia e tare supărată pe mine că am depășit timpul. Pe mine din mai punctul mult. Dumneavoastră de vedere, orele de religie sunt binevenite în școli, aceste slujbe la careurile școlare, sunt ele necesare? Orele de religie și disciplina religiei este o disciplină opțională și atâta timp cât există interesul și copiii doresc și părinții doresc, este această posibilitate. Da? Și a existat o colaborare foarte bună a Ministerului Educației. Din câte mi-amintesc, doamna Maia Sandu chiar a primit o diplomă din partea Metropoliei pentru că a sprijinit pe persoanele care predau... A doua întrebare, vă rog. Careurile nici ele nu mai sunt obligatorii și nu trebuie să fie obligatorii, trebuie școlile să decidă. Avem remitențe din perioada sovietică. Iarăși este o decizie, bineînțeles, dar eu personal, pentru că am o experiență prin care chiar am simțit că Dumnezeu a lucrat în viața mea și eu cred că biserica este locul în care comunitatea trebuie să se adune. În rest, e deja un lucru de decizie, iarăși, care trebuie să se ia în comunitate. Vă mulțumesc mult, doamna ministru, pentru participarea la emisiune. Sper să mai veniți la noi să ne vorbiți și despre progrese și despre, după ce ați devenit vocal, câte lucruri s-au schimbat în domeniul educației, pentru că educația este chiar foarte importantă pentru viitorul unui stat. Le mulțumesc și telespectatorilor care ne-au privit în această seară. Eu vă aștept mâine. Vă amintesc că invitatul de mâine al ediției speciale Cutia Neagră este ministra Justiției Ulesea Stamate. Vă doresc o seară frumoasă, rămâneți alături de TV8.